Spune stop violenței este mesajul transmis de polițiștii mehedinseni care au vrut să tragă un semnal de alarmă asupra cazurilor din ce în ce mai des întâlnite de abuzuri la care este supusă populația țării. Iar cea mai bună educație în acest sens pornește încă din primii ani de viață. Așa că oamenii legi au ales drept grup țintă elevii. Acum ceva timp noi am avut o colaborare cu organizația San Basco Cric și în cadrul acelei colaborări, mă rog, am avut posibilitatea să constituim o echipă mixtă formată din profesori, polițiști, asistenți sociali și acești specialiști în cadrul ONG-ului. Ulterior, apărând concursul pe care și vedeți, fără ore cu toleranță. Nu am ales întâmplător această zi, fiind Ziua Internațională pentru Eliminarea Discriminării Rasiale. Acest proiect vizează discriminarea care are loc în rândul elevilor și urmărește eliminarea acestor riscuri. Acest proiect înseamnă a nu marginaliza pe cineva sau, și nu trebuie să fim răutăcioși unul cu celălalt când cineva greșește. Nu trebuie judecat pentru acea faptă, deoarece fapta poate nu a fost făcută intenționat. Părerea mea este că este foarte important să ajutăm copiii care sunt marginalizați și uneori chiar și hărțuiți. Și rolul meu în proiect a fost, am luat un tricou și am scris mesaje pe el, atât și tricou și baloane. Am făcut un filmuleț în care să alătăm ce este bullying lumii. Totodată, cei mici au participat și la un concurs sugestiv, pornind de la tematica luptei împotriva violenței. Fără ură, cu toleranță este competiția derulată în perioada 7 februarie-24 martie, care a solicitat informarea, dar și punerea la contribuție a minților celor mici în ceea ce privește dreptul omului la o viață normală. Acest concurs se referă la prevenirea situațiilor de bullying, bullying însemnând un comportament agresiv intenționat, fie că este vorba despre acte fizice sau verbale sau psihice, asupra copiilor. Participă un număr de 50 de elevi, dar și părinții elevilor, cât și reprezentanții altor instituții publice. Ne dorim să creștem și să informăm ca și scop concursului. Scopul concursului este reprezentat de creșterea nivelului de informare privind aceste situații, efectele asupra dezvoltării psihologice și armonioase a copiilor, precum și modalități și soluții de intervenție în mod direct în mediul școlar atunci când apar astfel de situații. Astfel de activități sunt organizate întotdeauna, mai ales în rândul tinerilor în județul nostru, pentru că este important să prevenim decât să reparăm după dezastru. Anual, zeci de persoane cad victime chiar ale violenței în familie.